Gala organizată special pentru Ares, găzduită de restaurantul Del Ponte din Târgoviște, se poate descrie simplu. Un eveniment elegant, învăluit de emoție și bunăvoință, un eveniment de suflet. Peste 100 de invitați au fost alături de părinții micuțului luptător. Managerul televiziunii MDI și totodată unul dintre organizatorii evenimentului le-a mulțumit în nenumărate rânduri oamenilor cu suflet pentru donațiile făcute. Mai mult decât atât, i-a asigurat pe toți cei din sală, dar și din fața micilor ecrane, că această gală nu va fi ultima și că mai mulți oameni aflați la nevoie vor fi ajutați. Vă mulțumesc dumneavoastră, celor care astăzi ați răspuns afirmativ și ați rămas emoționați realmente de cazul lui Ares. În același timp, vreau să vă spun că nu va fi o gală, nu va fi singura gală de altfel pe care MDI TV, MDI FM, împreună cu Asociația Sud Muntenia, prin participarea doamnei președinte Diana Badea, pe care o vom organiza, așa cum vă spuneam. Vă mulțumesc încă o dată că dovedim că într-o clipă putem fi și umani. Vrem peste ani care să fie pe această scenă și să poată rosti singur cuvântul mulțumesc. Vă mulțumesc încă o dată. Foarte important a fost sprijinul Asociației Sud Muntenia, unul dintre organizatorii evenimentului dedicat în totalitate lui Ares. Alăturați-vă nouă să împlinim visul lui Ares, de a spune pentru prima dată mama și de a auzi ceea ce fiecare dintre noi am auzit la vârsta lui, vocea mamei. Eu vă mulțumesc în numele asociației pentru că ne sunteți alături în această seară specială atât pentru noi cât și pentru micuțul Ares. Și la mulți ani mamei și multă putere! Sperat. În cadrul galei au fost expuse spre vânzare aranjamente florale de la florăria BFB Flora, prăjituri de la cofetăria Giusto Gusto și ținute vestimentare deosebite ale designerului Lucian Agropescu. Toate au atras atenția invitaților, iar banii strânși de la aceste standuri au ajutat la întregirea sumei necesare pentru implantul colear. Atmosfera a fost întreținută prin momente muzicale. La auzul veștii că s-au strâns cei 9.000 de euro, părinții micuțului Ares au fost extrem de emoționați și fericiți, pentru că bebelușul lor are șansă la o viață normală. Vă promitem că vom posta filmulețe pe site-ul Ares, pe Facebook, pe pagina lui, ca să vedeți cu toții evoluția lui în timp, cum va reuși să audă, cum va rosti primele cuvinte și, bineînțeles, bucuria de a auzi. Invitaților de la gala caritabilă li s-au alăturat și simpli cetățeni care au vrut să-l ajute pe Ares. Aceștia au făcut donații personal în cont sau prin telefon. Împreună am reușit să facem ca un înger de copil să aibă o viață la fel ca toți ceilalți micuți și să se bucure de glasul părinților. Echipa MDI și Asociația Sud Muntenia vă mulțumesc că acest lucru a fost posibil.